Instituția prefectului a intrat în linie dreaptă în ceea ce privește pregătirea alegerilor prezidențiale din noiembrie. Pentru autoritățile locale au fost trasate o serie de sarcini și obligații, printre care delimitarea secțiilor de votare sau pregătirea panourilor electorale. Începând cu data de 3 octombrie de la ora 0 până pe 1 noiembrie la ora 7 dimineață, candidații se vor lupta să convingă electoratul că merită să ocupe această funcție. Aș vrea să spun câteva elemente de noutate față de alegerile care le-am avut în această primăvară, în data de 25 mai. În primul rând aș vrea să mă refer la faptul că va fi monitorizată prezența la vot în toate cele 553 de secții de votare. Va exista un program de raportare care se va realiza la orele 10, 13, 16, 19 și 21, astfel încât la ora 21 vom avea o imagine completă legată de prezența la vot. Și din acest punct de vedere, la nivelul județului există o dificultate, noi am și-o mai discutat-o, vorbim de Panaci, Stolpican și Goșteni, la satul del Moxa, în care vom avea nevoie de o telefonie specială asigurată prin satelit, astfel încât aceste date să poată fi comunicate. În ceea ce privește etapele pe care le avem de realizat în continuare, primarii au stabilit prin dispoziție de primar locurile speciale de afișaj electoral, iar sigur în data de 3 octombrie, ora 0, începe, debutează campania electorală, care se încheie în data de 1 noiembrie la ora 7 dimineața. Să devii președintele unei țări din primul tur nu e tocmai simplu. Tocmai de aceea, autoritățile sunt pregătite și pentru turul 2 de alegeri. Structurile Ministerului de Interne sunt pregătite să gestioneze toată această perioadă. Iar cel mai probabil ne pregătim și de turul al doilea de scrutin, pentru că, așa cum este legislația actuală, deci, practic, un competitor să obțină mandatul din primul tur este foarte greu, ceea ce înseamnă că urmează încă două săptămâni. Deci, practic, după ce Curtea Constituțională va stabili care sunt cei doi care vor intra în turul al doilea de scrutin, există o perioadă aproximativ identică ca și operațiuni, deci înseamnă să luăm buletine de la București, să facem toate aceste operațiuni, vineri să le distribuim pe data de 14 noiembrie, pe data de 15, să facem tot ceea ce înseamnă prezența la secțiile de votare și sigur că da, să putem să desfășurăm în condiții bune și procesul electoral la nivelul județului. Alegerile prezidențiale din acest an vor avea loc pe data de 2 noiembrie, iar al doilea tur se va desfășura pe 16 noiembrie 2014.